Bună seara, stimați telespectatori, sunt Alexandru Răducanu și avem o ediție specială. Foarte rar se întâmplă să primim vești bune despre statul român, dar acum avem o veste bună. Statul român a câștigat un proces foarte important cu compania Chevron. Alături de mine, domnul Cosmin Vasile, managing partner la Zamfirescu, Racoții și Partenerii în Partners. Bună seara! Bună seara! Mulțumesc pentru invitație! Sunteți artizanul, propriu-zis, dumneavoastră, casa de avocatură al acestui succes reportat de statul român la Curtea de Arbitraj de la Paris. Și aș vrea să vă întreb, mai întâi, dacă puteți cumva, ați dat multe interviuri zilele acestea pe acest subiect, este un subiect spectaculos, da. Dacă puteți sumariza puțin cazul în sine. Deci, din perspectiva avocaților, dacă este un artizan, artizan este echipa de avocați al cărei purtător de cuvânt sunt eu și nu eu personal, pentru că e o muncă de echipă într-un asemenea proiect. Ce a presupus acest dosar? A presupus tranșarea unei dispute care poate fi sintetizată în felul următor. Cele trei contracte de concesiune petrolieră, e vorba de trei perimetre din Dobrogea, presupuneau ca derulare în timp și pe de altă parte ca și conținut două etape. O primă etapă explorare și o a doua etapă exploatare. Prima etapă explorare înseamnă căutarea resurselor. În prima etapă toate operațiunile sunt limitate scopului de a afla efectiv dacă există resursele, hidrocarburile, fie ele convenționale sau neconvenționale, în perimetrele respective. Și pentru a-i permite acestei companii să facă aceste operațiuni, compania s-a angajat prin contract cu statul român să facă niște investiții. Potrivit legii, este obligatoriu ca contractul de concesiune să stabilească programul minim obligatoriu aferent etapei de explorare. Asta înseamnă că această căutare a resurselor nu se face după cum socotește concesionarul, ci se face de la un minim în sus, minimul fiind stabilit prin chiar contract, conform unei obligații care vine din lege. Și în speță, operațiunile tehnice care trebuiau îndeplinite erau definite de contract și pe de altă parte valoarea lor era stabilită de contract. Ce s-a întâmplat a fost că undeva pe parcursul acestei perioade de explorare, Chevron a dorit să renunțe la contracte. Legea română permite renunțarea la contractul de concesiune, la acordul petrolier respectiv. Numai că, și s-a născut problema care a condus la această dispută arbitrală și și-a găsit răspunsul în ea, problema care se pune este poți să renunți pur și simplu, fără plata vreunei sume de bani la acordurile respective, sau renunțarea este condiționată de plata contravalorii. Unor angajamente minimale, probabil? Plata contravalorii a celor operațiuni tehnice din programul de explorare care nu au fost realizate. Deci, exact ceea ce s-a stabilit este că renunțarea este condiționată fie de efectuarea programului minim, fie în cazul în care nu este efectuat, de plata integrală a operațiunilor care nu au fost realizate. Și asta a fost disputa. V-aș propune să contextualizăm un picuț. Da. Au fost niște ani în care au fost foarte, foarte multe discuții și dispute publice pe zona de exploatare a gazelor de șist. Sigur, nu este domeniul dumneavoastră, da, dar ocupându-vă de acest caz, v-am familiarizat cu problematica, sigur. Da. De ce, la un moment dat, a fost foarte mult interes pentru zona aceasta de gazuri de șist și de ce s-a pierdut interesul și compania respectivă a dorit să se retragă din... Aș spune că sunt două chestii distincte. Prima este cauza sau contextul în care s-a ajuns ca opinia publică să acorde o asemenea atenție subiectului exploatării gazelor de șist. Pornind de la niște informații, de la niște episoade, de la tot felul de opinii care au fost exprimate de specialiști și de nespecialiști, s-a ajuns la credința unor defecte numeroși, numeroși cetățeni, în sensul că acest fracking, maniera în care se pot aduce la suprafață gazele de șist, este unul care pune în pericol serios mediul înconjurător și implicit sau indirect viața oamenilor.
în legătură cu această chestiune, nu doresc să mă lansez în a oferi verdicte. Eu personal, din ce am înțeles și din ce am studiat, lucrurile nu stau așa. Dar presiunea publică și tensiunea socială creată în jurul ideii de exploatare a gazelor de șist a fost creată pe fondul acestor temeri care au condus, nu cred că greșesc dacă folosesc termenul, la un soi de psihoză în legătură cu operația. Ceea ce a făcut ca pentru derularea acestor contracte, pe de o parte concesionarul și pe de altă parte statul român sau organele statului român care erau implicate, să reziste, să facă față unei presiuni publice care solicita încetarea operațiunilor. Din punctul ăsta de vedere, n-a fost nicio problemă, pentru că contractele acestea și altele, există și alte contracte similare, s-au derulat. Prin urmare, tensiunea socială sau presiunea publică a fost un element pe care îl cunoaștem cu toții de la televizor, dar care n-a afectat în vreun fel derularea acestor contracte. Partea de explorare a lor, cel puțin. Știți, nu s-a ajuns la exploatare, după știința mea, nicăieri. E vorba doar de explorare. Repet, după știința mea, dacă greșesc, sunt informații pe care nu le am sau cele pe care le-am sunt insuficiente. De ce a decis Chevron să renunțe la aceste acorduri? Este o bună întrebare la care ar trebui să răspundă Chevron. Să știți că am făcut o tentativă, dat fiind tematica emisiunii noastre, să contactez pe cineva care cumva reprezintă compania, dar persoana, contactul meu, nu mai lucra de câțiva ani cu compania Chevron, deci nu mai era de actualitate și mi-a explicat că doar în Statele Unite, cumva, ar fi fost nerealist să reușim în emisiunea de astăzi să obținem un punct de vedere. Credeți totuși că are legătură cu evoluția prețului petrolului sau altor maniere de a obține? Singurul răspuns pe care îl dau este unul sincer și anume nu știu. Am auzit și am discutat cu diversi specialiști în contextul în care era necesar să înțeleg inclusiv chestiuni colaterale litigiului respectiv. Și există diverse studii și diverse opinii care spun că piața și prețul gazului de șist este într-o relație, să spunem, indirectă cu prețul petrolului. În afara faptului că sunt specialiști care afirmă că între aceste piețe există o legătură și că un jucător care are în vedere ambele piețe trebuie să țină cont de legătura dintre cele două produse și de modul în care se pot influența, mai departe m-aș hazarda să spun orice lucru în legătură cu România sau cu Chevron. Nu am avut acces la asemenea informații și nu... Pentru că, într-adevăr, în ultimii ani prețul petrolului a fost destul de jos și poate că și asta a făcut neatractiv o astfel de investit de exploatare, planuri de exploatare, în contextul în care era și toată presiunea publică, adică pe de o parte probabil că din punct de vedere financiar, economic, nu mai era atât de rentabil cum părea în urmă cu niște ani de zile, pe de altă parte cu toată acea presiune publică. Ce a însemnat tehnic ca și pregătire? Cât timp s-a derulat propriu-zis procedura respectivă și cam ce? A durat aproximativ 2 ani și jumătate, deci sub 3 ani. Și el a avut o evoluție tipică pentru un arbitraj internațional conform regulilor ICC. Fiecare dintre părți a depus în 3 rânduri poziția scrisă, care înseamnă detalierea tuturor elementelor de fapt și de drept socotite relevante și utile pentru poziția părții respective. S-au atașat toate probele pe care părțile le-au socotit utile în scrisuri, declarații de martori, expertize tehnice ale unor specialiști în drept și în cele din urmă, după ce s-a parcurs toată această etapă scrisă, să spunem, a procedurii, a avut loc o audiere de 4 zile, astă vară, luna iunie, la Paris, după care s-au mai depus un fel de concluzii finale ale ambelor părți, după care a urmat hotărârea tribunalului arbitral. Ce înseamnă pentru publicul mai larg și pentru publicul de business acest arbitraj și când se poate apela la el, cui poate folosi, prin ce este diferit de procesele obișnuite în instanțe? Arbitrajul este practic același lucru ca judecata în fața instanței, numai că în cazul arbitrajului părțile au posibilitatea și libertatea să-și aleagă judecătorii, adică arbitrii. Dincolo de acest avantaj, regulile arbitrale
Sunt de asemenea unele pe care părțile le agrează într-o formă sau alta și care derogă într-o manieră favorabilă, convenabilă pentru soluționarea acelei dispute de la ceea ce ar însemna modelul procesului în fața instanței de judecată. Deci arbitrajul există de când e lumea și pământul și există pornind de la o situație, premiză care nu va dispărea niciodată, nemulțumirea sau dorința părților de a avea altceva sau mai mult sau mai altfel decât oferă instanțele de judecată. Ăsta este arbitrajul. Când este indicat arbitrajul, eu aș spune ca utilizator al arbitrajului, ca avocat, ca arbitru, ca persoană care crede și pledează zi de zi în viața profesională cu clienții în toate contextele pentru folosirea arbitrajului, este întotdeauna o opțiune mai bună decât instanța de judecată pentru avantajele clasice pe care le oferă arbitrajul. Rapiditate, specializarea tribunalului arbitral, a arbitrilor, capacitatea de a adapta procedura arbitrală la nevoile fiecărui dosar și de cele mai multe ori și costul este un avantaj, pentru că în legătură cu marea majoritate a disputelor sau cu cât este mai mare suma în dispută, cu cât este mai costisitoare mai costisitor un litigiu, cu atât este mai avantajos arbitrajul, chiar în comparație cu instanțele de judecată. În cazul arbitrajului se ceară o taxă de timbru sau ceva de genul ăsta? Se plătește, se cheamă taxa arbitrală. Și cum este față de instanță? Asta încercam să spun, deși teoretic arbitrajul se a construit și a pornit ca fiind o opțiune mai ieftină decât instanțele de judecată, nimeni nu poate să spună că este întotdeauna mai ieftină. Dar, spre exemplu, dacă luăm o dispută de 1 milion de euro sau 2 sau mai mult, taxa arbitrală la Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României este mai mică decât taxa de timbru pe care ai plătit-o pentru acea dispută la valoare la Tribunalul București. Pe de altă parte, arbitrajul românesc, cel organizat la curtea despre care vă vorbesc, este din motive lesne de înțeles mai ieftin decât arbitrajul și de la Viena și de la Paris și de la Londra. Se poate opta sau cumva ești... Când alegi arbitrajul sau să spui alegi arbitrajul, nu înseamnă nimic. Este o afirmație incompletă. Alegând arbitrajul, trebuie să alegi un tip de arbitraj, adică niște reguli arbitrale, o instituție de arbitraj, dacă vorbim de niște reguli arbitrale preexistente, și un loc al arbitrajului. Deci eu n-am cum să spun, vreau să soluționez disputele care se pot naște din contractul încheiat cu tine la arbitraj, că dacă spun asta, am ce se cheamă o clauză patologică sau incompletă. Dar pot să aleg arbitrajul de la Curtea de Arbitraj Internațional de la București, de la Curtea de la Viena, de la Curtea de la Paris și așa mai cine departe. Cine se alege de comun acord sau una dintre părți are dreptul să aleagă? Regula clasică și care există probabil în quasi majoritatea, dacă nu în toate regulile arbitrale de succes din zilele noastre, este aceea că fiecare parte își poate numi câte un arbitru, iar fie cei doi arbitri aleg, agrează supra-arbitru, fie acesta este desemnat de instituția de arbitraj. Pe de altă parte, din rațiuni de cost și nu numai, dar în principal de cost, există situații în care se agrează soluționarea disputei arbitrale de către un singur arbitru. Când e un singur arbitru, fie îl agrează părțile, fie este numit de instituția de arbitraj sau se cheamă autoritatea de nominare. Pentru că atunci când sunt toate premizele ca părțile să nu se înțeleagă în legătură cu arbitru, trebuie să creezi o pârghie care să răspundă acelei situații. Și aceasta este autoritatea de nominare. Cât de diferit este arbitrajul din România de cel din străinătate, din punctul dumneavoastră de vedere? Arbitrajul ca... Mai ales că sunteți și implicat în practica arbitrajului. Deci arbitrajul ca tip de procedură, teoretic, este același lucru, adică dacă pornim de la ce se dorește, ce posibilități au părțile, care sunt drepturile lor fundamentale. Acum, între un arbitraj românesc organizat în România potrivit dreptului român și un arbitraj ad hoc organizat sub legea elvețiană sau franceză, pot să fie niște mari diferențe care țin de regulile specifice aplicabile arbitrajului internațional, de mentalitatea care poate să fie diferită
a arbitrilor care sunt implicați în mai multe sisteme de drept și așa mai departe. Deci poate să existe o diferență între arbitrajul pe care orice societate din România îl întâlnește sau cu care unele sunt obișnuite, pentru că există o tradiție în acest sens, la curțile de arbitraj din România și cele internațional. Cu siguranță, în perioada imediat următoare, vom asista la o estompare a diferențelor între modelul, conceptul arbitrajului românesc și cel internațional, pentru că de la 1 ianuarie 2018, Curtea de Arbitraj Comercial Internațional a adoptat noile reguli arbitrale, care sunt în vigoare de o lună și un pic, și care reprezintă un uriaș pas înainte în efortul de aliniere cu aceste tendințe și realități din practica internațională. Ce avem începând de la 1 ianuarie 2018 este foarte asemănător cu modelul pe care l-au și ICC, Paris și Stockholm și Viena sau și Londra. Deci din punctul ăsta de vedere suntem cu niște pași uriași spre acel concept. Din practică, că sigur, da, urmează să vedeți ce se întâmplă, dar din practica uzuală, vă așteptați ca acesta să fie finalul acestei dispute sau ea să mai aibă și alți pași? De cele mai multe ori, pentru niște rațiuni ce țin de modalitatea de reglementare a efectelor hotărârii arbitrale și posibilitatea de desființare, de cele mai multe ori hotărârea arbitrală nu este atacată, pentru că sunt puține motive care să poată fi folosite să fie desființată, chiar dacă o parte este nemulțumită de întotdeauna conținutul o parte ei, va fi întotdeauna cineva e nemulțumit. Și de cele mai multe ori, dacă soluția este în orice fel la mijloc, ambele părți pot să fie nemulțumite. Dar arbitrală. Și în atare context, ele sunt atacate, cel puțin în practica internațională, rar sau ca excepție și nu ca regulă, și tocmai sau în strânsă legătură cu această realitate, partea care pierde procesul alege să execute voluntar hotărârea, pentru că neexecutarea voluntară înseamnă acumularea de noi penalități și alte costuri în legătură cu executarea silită. Dar tot ce vă spun sunt considerații teoretice, general valabile. Niciodată nu pot să anticipez ce o să se întâmple într-un caz concret în legătură cu altă parte decât cea care este clientul meu. Și cum este statul român ca și client versus clienți comerciali? Da, depinde, aș spune. Nu, experiența mea cu statul român este una limitată. Știu, în practica noastră curentă, peste 95% din mandate și din clienți sunt din mediul privat. Și există și societăți de stat care ne sunt clienți, marea majoritate a mandatelor pe care le avem fiind în arbitraj internațional. În cazul concret despre care discutăm și în alte cazuri, am avut șansa unei colaborări excepționale cu clienții mei societăți de stat. Ce înseamnă sau ce pretenție are un avocat de la clientul lui? Nu contează că este de stat sau privat. Are pretenția să aibă suport permanent pe tot parcursul derulării proiectului. În cazul unei dispute complexe, îți trebuie toate documentele, toate informațiile și e greu de imaginat ca această colaborare să presupună o întâlnire la început. Stăm 48 de ore, am înțeles tot ce îmi trebuie și următorii 3 ani nu mai îmi trebuie nimic. Este exclus așa ceva. Și ulterior și pe parcurs, când apare un element, o informație, o probă, o dată, nevoia de a avea un martor, un expert, să ai sprijin de la client. Atât și nimic mai mult trebuie să facă clientul, restul e treaba avocatului, dar dacă are ingredientele necesare să construiască apărare. Apropo de ingrediente, da, mi-aduc aminte în spațiu public de celebra dispută unde este contractul Bechtel, că nu se găsește. Da. Ați fost cumva implicat și în acest caz nu. Dar ce ați face într-un astfel de caz în care nu se găsește contractul original? Aduce prejudicii? Sincer, este, cunosc și eu tot din mediul public situația respectivă, în afara faptului că pare bizară, ca să nu spun altfel, simpla dispariție a unui exemplar original unui contract care a fost încheiat în mai multe contracte originale și în legătură cu care există copii, n-ar trebui să producă niciun efect apocaliptic. Dacă vorbim de o hotărâre judecătorească care doar dacă o ai în original constituie titlul executoriu, dar și dacă îl pierzi poți să mai soliciți eliberarea încă unuia. Dacă vorbim de un act autentic care are valoare de titlul executoriu pentru că e act autentic, dar și dacă îl pierzi poți să soliciți un duplicat,
Cam așa este și cu originalul contractului respectiv. Probleme există dacă toate exemplarele originale ale unui contract dispar și nu mai se știe care era conținutul acelui contract. Ori eu nu cred că vreodată s-a pus această problemă. Contractul ăla era public, era pus pe site, era plimbat la 700 de departamente. Nu cred că... Deci în afară de această latură de neînțeles cum e posibil să dispară un contract atât de important, nu cred că dispariția lui, dacă a dispărut și nici asta nu știu, ar fi putut să aibă vreun efect juridic concret. Nu cred. Vă propun să ne mutăm către o a doua temă a emisiunii noastre și rog și pe colegii mei să schimbe cu această ocazie burtiera și să vorbim despre piața de avocatură de business din România. Da. Unde suntem acum? Mi-am duc aminte de anii de dinainte de criza financiară, când totul era pe boom și piața de avocatură de business, pentru că erau foarte multe tranzacții, vânzări, cumpărări, privatizări, foarte multă mișcare. Cum este piața de avocatură de business acum? Aș zice că în mod firesc piața de avocatură de business a fost într-un boom spectaculos cât timp a existat și acel boom economic real, veritabil, de până în 2008, probabil, pentru că avocatura de business este așa un soi de accesoriu, trăiește într-o simbioză cu mediul de afaceri. Că asta înseamnă, dacă mediul de afaceri este bine, n-are cum avocaturii să-i fie rău, pentru că e acest parteneriat. Merg mână în mână, avocatura sprijinind demersurile respective. Partea bună, într-un fel așa, care poate părea surprinzător, dar bă, e ușor de înțeles de ce lucrurile nu stau așa. Partea bună pentru avocați este că și dacă mediul de afaceri merge prost pe anumite sectoare sau din anumite puncte de vedere, avocaturii tot îi merge bine. Au de lucru. Pentru că mersul prost, care poate să însemne insolvențe, clasice, falimente, înseamnă dezvoltarea acelui segment din piața avocaturii. Până în 2008, serviciile, dacă mă uit la firmele de avocatură, la numărul de dosare din portofoliu firmei mele, pe care le văd pe rolul instanțelor și așa mai departe, numărul de dosare de insolvență, ele au existat și vor exista întotdeauna. Dar acest tip de serviciu în materie de insolvență era, să spun, la și altele, unul dintre ele, după care a devenit un actor, și eu în primele 3-4 tipuri de servicii, ramuri de drept și servicii avocațiale corespunzătoare. Deci dacă real estate-ul în bună parte a murit sau s-a sufocat, din perspectiva pieței avocaturii, el s-a transformat în niște servicii de această dată de reorganizare, insolvență, restructurarea creditelor dacă nu se ajungea la insolvență și așa mai departe. Și asta este explicația pentru care mersul mână în mână pe partea ascendentă și de bine este valabil, dar invers, în sens contrar, nu neapărat. A nu se înțelege însă că piața avocaturii nu este influențată de mediul economic și de această realitate. Este cu siguranță și vă dau și din această perspectivă o dovadă sau un argument. Dacă cineva analizează procentul, tendința cu care creșteau numeric firmele de avocatură, nu luăm exemplu una sau alta, luăm primele 30 după numărul de avocați și te uitai 2005, 2006, 2007, 2008 cum creșteau precum făt frumos, pentru că exista o dezvoltare cantitativă a serviciilor prestate. Lucrul ăla nu se mai întâmplă de peste 7-8 ani. Totuși s-au splitat anumite case de avocatură. Niște fenomene avocatură, inevitabile. Spin-off-urile au fost și sunt în continuare. Probabil că sunt cel mai des întâlnit tip de eveniment pe piață. N-are legătură cu piața în general, ci are legătură cu modul în care în microclimatul fiecarei firme partenerii respectivi înțeleg să-și găsească un numitor comun și să continue să lucreze sau să o ia pe drumuri separate. Ați fost implicat până acum ca și casă de avocatură în vreo insolvență de anvergură mai mare, o societate de dimensiuni mai mari? Eu personal nu mă ocup de insolvență, dar am fost cu siguranță nu în una, ci în zeci. Îmi vine în cap doar exemplu hidroelectrica. Societatea noastră a reprezentat hidroelectrica în numeroase litigii importante născute din insolvența ei și în legătură cu insolvența. Ca să fie un exemplu. Vreau să vă întreb din perspectiva dacă există și
exemple pozitive sau rezultate pozitive în urma unor insolvențe. Probabil că hidroelectrica este unul dintre ele. Hidroelectrica e unul, dar nu e singurul. Reorganizarea, care este singurul scenariu fericit pe care îl presupune insolvența, este o realitate și există cazuri mult mai puține, nu știu să vă spun o statistică și nici măcar un procent, cu siguranță mult, mult, mult mai puține decât cele în care se ajunge la scenariul nefericit al falimentului urmat de lichidare și dispariția societății respective, dar ea există. Nu se trăi cu senzația că dificultatea, situația delicată în care ajunge gâfâind societatea care intră în procedura generală a insolvenței înseamnă și moartea. Nu se poate. Este generaliza. Și multă dispută publică în zona asta de insolvență. Au fost oameni politici care au spus că statul român are o lege prea laxă din anumite puncte de vedere și că prea ușor se intră în insolvență sau prea ușor nu se plătesc anumite obligații față de stat. De cealaltă parte, unele companii păreau că își doresc insolvența deși nu aveau o situație financiară neapărat dificilă, ci părea o soluție facilă la îndemână. Cum apreciați dumneavoastră, unde apreciați că este, din perspectiva dumneavoastră, legea insolvenței și situația aceasta în raport cu ce se întâmplă în alte state europene? Okay. Trebuie să încep cu precizarea că, nefiind un veritabil specialist în insolvență, eu cunosc practic tangențial aspecte de insolvență pe care ești obligat să le cunoști derulând alte mandate. Deci din punctul ăsta de vedere nu mă erigez. Nu e zona dumneavoastră. Da. Însă ce spuneți este corect și din punctul ăsta de vedere sunt în măsură să dau trei perspective din care trebuie privită problema. În primul rând, ceea ce este o întrebare legitimă este dacă modelul sau modul de reglementare a legii insolvenței este unul corect, echilibrat. Aici vorbim de opțiunea statului vis-a-vis de modul în care reglementează insolvența. Când poți să intri, când se poate cere, când cere debitorul, care este ordinea de preferință la distribuirea sumelor și așa mai departe. Ăsta este un lucru. Al doilea lucru îl reprezintă realitatea, care este inevitabilă, constând în faptul că anumite societăți abuzează sau folosesc abuziv dispozițiile legii insolvenței, folosindu-se de ea, deși poate nu sunt în insolvență, pentru a câștiga sau pentru a profita într-un fel sau altul de protecția pe care oferă insolvența. Pentru că insolvența înseamnă, până la efectul ăla letal care există uneori, o protecție pentru debitoare, care este într-o situație delicată. În al treilea rând, ați evocat una din situațiile în care diverse voci se plâng într-un context punctual sau într-un context general de modul în care este reglementat de legea insolvenței, să spunem, ordinea de prioritate și cum se plătesc sumele. Acest al treilea subiect este, de fapt, să spunem, un subcapitol al primului, că ține de maniera de reglementare. Din discuțiile cu care sunt la curent, nu se pune problema în niciun caz ca legea recentă din 2014, o avem, legea insolvenței, să fie conceptual greșită sau să aibă vreo problemă fundamentală, să fie una din acele acte normative în care statul este hulit public pentru că n-a știut ce face. E vorba de un proiect de lege realizat de specialiști cu consultanță inclusiv din partea unor parteneri externi, deci e o chestiune făcută profesionist. Pe de o parte, pe de altă parte, împrejurarea că unii și alții pot să folosească abuziv legea este valabil și cu codul de procedură civilă și cu codul de procedură penală, este inevitabil ca o anumită reglementare să nu poată să fie folosită nu pentru scopul pentru care a fost dictată, ci contra lui, de un subiect de drept care are mai multă imaginație sau mai multă rea credință. Pe de altă parte, pragul acela de la care se cere insolvența în jur de 40.000 de lei sau nu știu cât este acum suma exactă, vi se pare potrivit la portat la realitățile românești? Mie mi se pare mică suma, ca să vă spun opinia mea personală ca și antreprenor de data asta, nu ca jurnalist. Ce înseamnă mică? Poți să ai o singură factură care să depășească acea sumă, să fii în întârziere cu ea din motive comerciale și un furnizor să ceară insolvența foarte rapid ca o formă poate de presiune. Există societăți pe piață care
doar cu asta s-au ocupat cumva de a cere pe bandă insolvențe, că aveau sau n-aveau pentru clientul lor o justificare economică. Da. Acum, ce pot să vă spun? Pragul respectiv, care, sigur, poate părea mic sau altora le poate părea mare în funcție de... Adică 10.000 de euro este totuși o sumă relativ mică în lumea afacerilor. De acord. Realitatea economică, vă răspund cu o paralelă. Se pune problema reglementării în materie de arbitraj, care este domeniul meu favorit, a cererilor cu valoare simplificată și întrebarea este care sunt aceste pricini simple, cum se mai numesc ele, cum le definești ca valoare economică. Și să știți că în regulile despre care vă vorbeam, plafonul care a fost, pornind de la o analiză practică a cazurilor și a realităților economice cu care ne confruntăm, a fost de 50.000 de lei, care înseamnă același 11.000 de euro, probabil, reprezintă. Deci, în spatele sumei respective, sunt convins că stau niște studii și niște realități care arată că un asemenea nivel este suficient de jos și, pe de altă parte, suficient de sus ca să fie luat în considerare. Dincolo de acest aspect, împrejurarea că o factură sau mai multe facturi depășesc pragul nu este în sine suficientă pentru a defini cumulativ starea de insolvență. Starea de insolvență înseamnă imposibilitatea pentru inexistența lichidităților de a plăti datoriile exigibile, datoriile care sunt scadente. Prin urmare, pot să am 100 de facturi în valoare de 100 de milioane de euro dacă sunt cea mai solvabilă bancă din România și nu sunt în stare de insolvență. Invers, pot să fiu, să am o factură de 70.000 de lei și să fiu o firmă care nu are nicio lichiditate, deși are active, de 5 milioane de euro și să fiu în stare de insolvență. În spatele acestui mod de reglementare, care este foarte bine gândit și care are o istorie, o tradiție de aplicare în România, stă filozofia legiuitorului care a definit însă și insolvența. Și există alte opțiuni și în legătură cu fiecare din aceste condiții, ce înseamnă această incapacitate de plată, lipsa lichidităților, ce înseamnă pragul, sigur că există soluții cu mici diferențe între diverse sisteme de drept, dar aici am ajuns și aceasta a fost opțiunea specialiștilor care au redactat legea insolvenței. Pentru a închide și acest capitol, mi s-a părut interesant de abordat în contextul avocaturii de business și mai ales că spuneți că a avut o dezvoltare destul de mare în ultimii ani. Da. Multe firme au intrat în acești ani în insolvență, cred că niște zeci de mii pe an, dacă nu greșesc. Credeți că în final, trăgând o linie, a fost un efect benefic pentru economia României? N-aș putea să spun. Dacă analizăm într-o manieră frustă, simplistă, intrarea în insolvență, lăsând la o parte complicațiile pe care le ridică ea pentru creditori, pentru debitoare, înseamnă protejarea pentru o perioadă esențialmente temporară, limitată, urmată, dacă vorbim de scenariu nefericit al morții și dispariției societății comerciale, de dispariția ei din viața economică, din circuitul civil. În condițiile în care avem un subiect de drept care din vari motive ajunge în situația în care nu se mai poate salva, principial, conceptual, eu spun că ai nevoie de instituția care să-l facă să dispară. Ce ar fi sau ce ar însemna circuitul civil și realitatea economică din România dacă 100.000 de firme care erau muribunde și care nu puteau decât să-și înrăutățească situația, ar continua să existe? Păi ar fi o tragedie și un haos pentru toată lumea. Deci, privind strict așa, în condițiile legii și aplicându-se corespunzător legea, cei care, organismele care nu sunt viabile, să folosesc termeni din biologie, trebuie să dispară. Și insolvența asta face. Avocatura de business este una dintre puținele piețe, dacă le pot numi așa, din România, în care companiile locale sunt foarte puternice în comparație cu cele multinaționale. Da. Vorbim de alte piețe unde multinaționalele domină. Care sunt explicațiile și cum vă poziționați dumneavoastră ca și companie? Explicația este una simplă. Piața este atât de mică
pentru ce înseamnă piața globală sau marile piețe, încât pe de o parte interesul și pe de altă parte influența pe care pot să o capete firmele internaționale care își dezvoltă clientela pe baza rețelei internaționale și nu neapărat local, nu reușesc, iată, discutăm de sunt 20 de ani de când firmele internaționale au început să fie prezente în România, nu reușesc să dobândească o poziție de lider de piață. Deci explicația este dată de limitele pieței și nu neapărat de o formulă magică pe care o au firmele autohtone ca avantaj strategic față de cele internaționale. Ca și perspective ale prezentului și viitorului, sunt anumite servicii pe care le aveți în portofoliu și pe care intenționați să puneți mai mult accent în viitor? Cum da, există în permanență niște planuri de acest tip. Eu mă ocup și coordonez activitatea de litigii în firma mea. De multă vreme am ajuns la niște specializări sau subspecializări în cadrul litigiilor. Nu toată lumea face orice. Există echipă de insolvență care face aproape exclusiv insolvență. Echipa de arbitraj sunt 7-8 oameni care lucrează în arbitraj internațional. Sigur, recuperări de creanțe sau să spunem litigiile obișnuite le știe toată lumea de la echipa de litigii. Echipa de penal este separată și cei care fac penal fac doar penal. Deci există această nevoie permanentă de specializare, de supra-specializare și de adaptare la tendințele și schimbările permanente. Este un mediu foarte dinamic. În avocatură nu poți vreodată să spui nici măcar pentru 3 luni am tot ce îmi trebuie, nu mai îmi trebuie nimic, de acum înainte acopăr situația. Trebuie să înveți permanent, trebuie să te adaptezi permanent. Și noi, ca și alte firme de avocatură, avem pe de o parte această preocupare, pe de altă parte niște direcții care reprezintă priorități pentru noi ca dezvoltare și consolidare, menținerea poziției pe care o avem în piață. Ați spus că sunteți implicat în litigii, vă referiți la partea comercială mai degrabă, nu la zona de penal. Zona de penal nu mă ocupă niciun fel. Există o echipă de penal care numai asta face. Pentru că și asta a luat o dezvoltare foarte mare în ultimul timp. Da, probabil. Vedem la televizor foarte multe cazuri. Cu siguranță vizibilitatea este disproporționată în raport cu creșterea efectivă a numărului de dosare penale, dar da, există așa o dinamică și există un fenomen, acela al pașilor și eforturilor firmelor de avocatură de a crea practici de drept penal integrate în cadrul lor și noi suntem printre primele care firme de avocatură care au făcut acest lucru, pentru că în urmă cu 10 ani, cred că nu greșesc, nicio firmă de avocatură de business nu presta servicii de drept penal. Deși, mă rog, probabil că mi-amintesc că celebrul film Avocatul Diavolului, da, era vorba de o firmă de avocatură de business și aduseseră eroul principal ilustrat de Keanu Reeves tocmai pentru zona de penal, pentru că clienții lor de business aveau și unii dintre ei nevoie de aceste servicii, probabil, da, că au apărut ca o specializare firească. Ce înseamnă pentru un tânăr aspirant să facă o carieră într-o firmă ca dumneavoastră? Cum vedeți piața și compania dumneavoastră ca și criterii, ca și abordare pe zona aceasta de carieră pentru tinerii debutanți? Lucrurile sunt relativ simple. În momentul în care avem nevoie de avocați, fie că sunt în fiecare an, noi ne împrospătăm echipa cu tinerii stagiari care după ce iau examenul de intrare în avocatură și devin avocați, sunt timp de 2 ani stagiari și deci în fiecare an noi luăm 1, 2, 3 stagiari și dincolo de această situație mai există din vari motive și în vari contexte nevoia de a recruta avocați. În momentul în care știu nevoia, se declanșează o campanie de recrutare, există, lucrurile s-au stabilizat față de și sunt așa mult mai predictibile față de acum 10 sau 15 ani. Există site-uri specializate, oamenii știu unde să caute, să vadă oportunitățile și după care avem o procedură de evaluare a candidaților, o testare care este și profesională și de limbă engleză și psihologică și discuții cu partenerii care urmează să coordoneze activitatea avocatului respectiv și în final, din totalitatea candidaților respectiv, găsim pe cel care se potrivește
criteriilor noastre să se integreze în... Dincolo de criteriile profesionale, ca și tipologie, ca și personalitate, ce calități căutați? Mie, acum dacă aș încerca să ofer așa o enumerare exhaustivă sau științifică, nu aș putea să o fac, dar dincolo de niște condiții foarte bine definite, știință de carte, experiență, dacă e cazul, limbă străină, specializare în anumite materii, dincolo de toate astea, discuțiile respective repetate și multiple, cu întâi cu unul, după aia cu mai mulți, după aia cu toți partenerii de la departamentul respectiv, dublate de experiența noastră în lucratul cu oamenii și inclusiv în recrutare, este, din punct de vedere al tiparului psihologic, caracteriologic, în final e vorba de o compatibilitate cu tipul de om care suntem noi și tipologia avocatului cu care dorim să lucrăm și să ne asociem. O ultimă întrebare, suntem pe finalul emisiunii noastre. Este avocatura de business o avocatură mai bănoasă, mai profitabilă? Poate fi zona asta de perspectivă financiară mai atractivă pentru un tânăr care vizează o carieră în zona asta decât alte ramuri ale avocaturii? Sau? Depinde. S-ar putea ca cea mai eficientă formă de avocatură să fie avocatura de drept penal, în cazul practicienilor lupii singuratici individuali, care sunt și de succes în această materie, care n-au nici costuri, nici echipe mari pe care trebuie să le gestioneze și care și pot au să niște fie... clienți potenți financiar. Deci este un exemplu de avocatură foarte eficientă financiar, dar care are un cu totul alt tipar, care nu are nimic în comun cu avocatura de business. Dacă comparăm avocatura de business cu avocatura, să spunem, clasică, pe care o regăsești în orașele din provincie și nu numai, în care avocatul se specializează în marea majoritate a problemelor care se pot ivi, și civil, și penal, și comercial, și contract de inițiativ și altceva, vin, da, dar care este specifică unui tip de clientele și unui tip de piață, probabil că așa, ce puțin ca model și ca premize teoretice, această avocatură de business, din mai multe considerente, este mai atractivă, mai stabilă, permite specializare, etc. Acum, din punct de vedere financiar, n-aș putea să vă spun, pentru că, la urma urmei, poate să fie un business, o firmă de avocatură de business, care, din vari motive, să fie ineficientă, iar una să fie extrem de eficientă, cum se întâmplă, deci, cu siguranță. Deci sunt și aici diferențe de dar nu există perspective financiare. Nu există, e o formă de antreprenoriat. Acum, cât de eficientă este, depinde de atât de mulți factori, iar chestia asta, să spui, rezultatul financiar nu poate să fie același, nici măcar 2 ani la rând, dar aminte 10, adică e mult mai complicată ecuația. Vă mulțumesc pentru ce ne-ați împărtășit, felicitări pentru câștigarea cazului. Mi se pare o reușită pentru casa noastră de avocatură și pentru situația din România. Ne bucurăm că, așa ca cetățeni, să aflăm că și statul român câștigă uneori anumite procese și anumite situații. A fost domnul Cosmin Vasile, managing partner la Zanfirescu, Racoți și Partners. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, și vă invit să rămâneți alături de Canal 33. Urmează Jurnalul de Business.